Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. A fost o perioadă foarte lungă când am dezvoltat un proiect extraordinar pentru Chișinău. Este vorba despre soluțiile naturale pentru reabilitarea albii râului Bâc. Și aceste soluții vin, în primul rând, să amenajeze, să curețe albia, dar și să facă tot posibil ca riscurile de inundații, ceea ce este foarte important în condițiile actuale a calamităților naturale pe care le avem foarte des, spre mare regret, în urma schimbărilor climatice, în primul rând, în regiune. Chiar ieri sau zilele trecute am văzut ce s-a întâmplat la Ankara, nu foarte de mult, acum câteva săptămâni, dezastrele naturale din România, care au provocat foarte mari pagube. În Italia, ceea ce nu s-a mai întâmplat în acest format și în acest context, probabil perioade foarte lungi de timp, și nu știu dacă s-a mai întâmplat în asemenea formulă pe care l-am văzut. Este un proiect mult așteptat de toți noi, cu studii, analize profunde a situației în teren, cu experți din țară și de peste hotar. Și eu vreau să mulțumesc mult pentru această oportunitate Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sper în continuare colegilor noștri de la Banca Europeană pentru Investiții și cu certitudine Uniunii Europene pentru nemijlocit grantul atașat de credit. Este un grant foarte important, în valoare de 50% din suma totală a creditului, care iarăși este la condiții foarte avantajoase pentru Republica Moldova și pentru municipiul Chișinău. Eu mă bucur că putem realiza, după lungi dezbateri, uneori foarte sterile, spre mare regret, politice în această privință, nu trebuie soluțiile care vin să schimbe viața oamenilor substanțial să fie ignorate, neglijate sau eventual neacceptate. De asta mă bucur nespus de mult, vreau să mulțumesc Alei, colegilor noștri de la Primăria Municipiului Chișinău, tuturor celor care au muncit și, evident, colegilor de la bancă, cu care avem relații foarte frumoase și avem un portofoliu de proiecte foarte mare pe drumuri, pe apă, canalizare, pe eficiență energetică, pe managementul deșeurilor și acum un proiect mai nou pe soluțiile naturale pentru albia râului Bâc și sper eu că odată ce putem pune bazele acestui proiect, putem să discutăm și despre altele destul de importante pentru municipiul Chișinău. Avem multe idei în acest sens, avem nevoie de surse financiare pe care trebuie să le atragem împreună pentru ca schimbările să aibă loc cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Nu vorbesc? So I will speak in English, if that's okay. I'm delighted that we are finally signing this very important project, which the municipality of Chișinău and the EBRD have been working together to develop since 2021. It wasn't a surprise that this project has come about. It was brought about because of the climate change, which is very evident not only in Chișinău but in the whole world. And Chișinău, just like other European cities, have been challenged with the consequences of the climate changes. And we have seen it in the city when River Bic was flooding every now and then and damaging the workspace and also the life and the routine of the citizens of the city. It's a very important project in many aspects. It is not only going to clean up and rehabilitate the River Bic, but also will create opportunities for recreational possibilities that River Bic can actually serve to the citizens of Chișinău and also for the incoming visitors, and will make the city even more attractive. It is already a very attractive city, I can say it.
And hopefully people will get more enjoyment walking around the lake and the city, the river, and also using it for some recreational activities. The EBRD, together with the Green Climate Fund and EIB, have joined forces to finance this important project, and today's loan agreement will reinforce our contribution and our investment of 12 million euros, which will be used for the rehabilitation of the River Bick and flood protection. It is the first time that EBRD has formally implemented a nature-based element into a project. We have very good experience, and this project is forming part of the green cities which the city has prescribed to. And as I already mentioned, our teams have been working relentlessly for the past couple of years to put this project on track, and I'm very proud today to see my colleague here and municipality colleagues on the other side. And thank you very much, Mayor, for your support and the support and commitment of your team. So congratulations to all of us with the signing, and looking forward to the much needed implementation as well. Thanks a lot. So let's sign. Proceed to signing, yep. Yes. Okay. I think we have quite a few copies. Okay. Yes. Good. Can you sign this, please? Yeah. Oh, we're signing the plant, of course, as well. Here we are.